Deschide ochii, deschide urechile, deschide-ți dimineața cu București FM. Da, bună dimineața, 9:35 de minute de la Liceul Xenopol, vine în matinal, nu știu dacă pe motocicletă sau nu, cu siguranță pe Zoom, doamna Lăcrămioara Bozieru, profesor de română, de engleză. Bună dimineața! Bună dimineața! Pe motocicletă sau pe lângă motocicletă sau cum e? Iarna mai mult pe lângă motocicletă. Pe lângă. Motocicleta e la iernat acum. A, n-ați scos-o încă să vadă ghiocei? Nu, încă nu. Am înțeles. Tavi, colegul meu din regia de emisie, spune, e de-a mea, doamna profesoară. Păi da, cu motocicleta ne descurcăm prin capitală. Vorbeam eu ceva mai devreme și de o mașinuță electrică mai mică decât un Smart, decât un Tico, vă imaginați. O cutiuță cu roți. Dar nu despre motociclete vorbim acum, poate cu altă ocazie o să abordăm și acest subiect. Ne-am gândit astăzi să mergem către sistemul acesta de învățământ al nostru, care ne dă sau ne dă bătăi de cap, rămâne de văzut. Cert este că se anunță iarăși schimbări. Asta, schimbările vin pe fondul pandemiei, vin pe fondul faptului că ar trebui modernizat și așa mai departe. Tot pun în discuție chestiuni legate de vacanțe, trimestre, semestre. Cum vedeți propunerile? Pentru că domnul ministru Câmpeanu are ceva în plan pentru luna martie, spune domnia sa. Nu mi-e clar ce are dânsul pentru luna martie în plan, în afară de simulările de la evaluarea națională și de la examenul de bacalaureat, dar schimbările acestea care sunt preconizate de dumneavoastră, nu știu în ce măsură sunt chiar binevenite. Este bine ca toată lumea să înțeleagă faptul că sistemul nostru are anumite probleme care sunt legate în primul rând de evaluare, de felul în care este făcută evaluarea, iar aceste schimbări, respectiv revenirea la un sistem cu trimestre, ar pune și mai multă presiune în egală măsură pe corpul profesoral, pe cadrele didactice, dar mai ales, cred eu, pe elevi. Și este un lucru care nu poate să fie ignorat chiar deloc. Bun. Ce am în vedere aici este faptul că regulamentul de funcționare a instituțiilor din învățământul preuniversitar prevede ca elevii să aibă un număr de note în funcție de numărul de ore pe care le au la fiecare disciplină. Respectiv, dacă un elev are 3 ore la o disciplină cum este română sau matematică, poate chiar mai multe, trebuie să aibă 4 note și respectiv teză la disciplina respectivă. Dacă sunt 2 ore, trebuie să aibă 3 note la disciplina respectivă. Prin urmare, numărul de ore plus încă o notă. A existat o derogare datorată pandemiei, dar nu este clar în ce măsură aceasta se va aplica în momentul în care se va reveni la această normalitate pe care cu toții o așteptăm, ceea ce presupune revenirea la acest regulament, respectiv la acest număr foarte mare de note, pe care profesorul trebuie să le dea, iar elevul trebuie să le dea, eventual într-un interval foarte scurt de timp. Deci este o mare problemă. Și asta va pune, după cum v-am spus, presiune pe elevi, pe profesori, chiar și pe familiile elevilor fără discuție și probabil evaluarea nu va mai avea nici pe departe standardele pe care ar trebui să le aibă și pe care, dacă este să fim cinstiți, oricum nu le atinge acum. Pentru că nu putem să vorbim de o evaluare standardizată la nivelul întregii țări, nici măcar la nivelul unui oraș. Bun. Din punctul dumneavoastră de vedere, desigur, este o propunere, va fi un proces de consultare și de dezbatere bazat pe ceea ce, își doresc. Dacă și... Dacă îmi permiteți să intervin în privința dezbaterii, eu nu cred că putem să ne facem prea mari speranțe. Aha. Eu nu știu în ce măsură se pune problema de dezbatere în cazul chestiunilor care se află pe masa Ministerului Educației. Bun, deci prea mari speranțe cu privire la dialogul ăsta și la idei puse cap la cap din toate părțile să nu avem, dar nu se știe niciodată. S-au mai văzut minuni.
Să știți, doamna profesor. Deci se poate întâmpla. Mă aștept la orice. România e țara tuturor posibilităților. Justifică ministrul această schimbare, da, mergând un pic în istorie, în 1998, când s-a început cu semestre. Am văzut declarația. Da, și spune că calitatea sistemului de învățământ a scăzut și a scăzut continuu, din păcate. De atunci am avut o rată de promovare mică la examenele naționale, tot de atunci a început să crească puternic și abandonul școlar. Nu știu dacă e o simplă coincidență, așteaptă analiza făcută de specialiști. Care sunt specialiștii? Asta ne întrebăm cu toți. Nu cred că există cadru didactic conștient și ancorat în realitățile școlii românești care să nu își pună întrebarea asta. Tocmai această completă lipsă de transparență ne îngrijorează pe toți. Faptul că noi nu știm cine sunt acești specialiști și în ce măsură se consultă ei cu cei care se află zi de zi la catedră. Pentru că una este în sferele acelea înalte ale ministerului și specializărilor, și cu totul altceva este să fii zi de zi în clasă și zi de zi în contact cu poate chiar câteva sute de elevi într-o singură zi. Da. Păi la pachet cu acest sistem vine și întrebarea care face referire la materiile nefolositoare. Desigur, dacă întrebi un elev, el o să spună: domnule, aș vrea să fac numai educație fizică și sport sau geografie sau istorie. Materiile alea unde se simte el așa că are parte de mai multe informații, e profesorul mai prietenos. Dacă îl pui să aleagă matematică, mai știu eu ce, geometrie vectorială, tot așa a declarat și ministrul Câmpeanu. Există materii nefolositoare? Putem spune că o materie, doamne, chiar nu folosește la nimic. Eu nu cred în această teorie a materiilor nefolositoare. Chiar nu cred. Și în primul rând, nu putem să vorbim de materii nefolositoare dacă ne gândim strict pe termen scurt. Pe termen lung, aplicabilitatea unor discipline poate să apară mult, mult mai târziu decât momentul la care ele ne sunt predate, la care ne sunt prezentate în școală. Și atunci a le înlătura pe acest principiu și a le nega utilitatea poate să fie extraordinar de păgubos. Totul ține de felul în care materia respectivă ajunge la ele, de felul în care ea este predată, dar și cât de multă este materia în sine. Dar eu nu aș spune că există vreo materie care să fie complet inutilă. Fie că este vorba de o dezvoltare a empatiei, a capacității de relaționare cu alți oameni, de comunicare, fie că este vorba de acele cunoștințe științifice care până la urmă, iată, în pandemie și-au dovedit din plin aplicabilitatea și nu întâmplător lipsa de literație științifică a dus la foarte, foarte multe probleme în momentul acesta. Nu este deloc o coincidență că avem oameni ce își închipuie faptul că li se pun chipuri în momentul în care sunt vaccinați sau că avem în Parlament pe cineva care susține aberația de genul celei susținute de doamna Șoșoacă, sterilitatea pe trei generații. Da, aia este... Aici este o fractură logică masivă pe care majoritatea oamenilor ar fi trebuit să fie în stare să o sesizeze imediat și iată că nu au făcut-o. Cum să ajungi la a treia generație dacă ești steril după un vaccin? Adică, mă rog, da, intră într-o formulă... că nici copiilor tăi, da. Păi pentru a pricepe lucrul ăsta, nu vreau să fiu dur, dar vorbim de ceva vreme despre analfabetismul funcțional, trebuie să stăpânești niște legături între creier și gură, între mai multe aspecte astea care concură pentru a fi un om cu mintea la el. Ori învățământul românesc asta ar trebui să facă, din punct de vedere al schimbărilor. Haideți să rămânem în plafonul acesta de informație. Din punctul dumneavoastră de vedere, învățământul românesc în formula și în forma actuală e funcțional, e de viitor sau trebuie să adaptăm? Poate nu din mers, poate brusc. Poate habar n-am, nu știu, nu sunt în măsură aici să-mi dau cu părerea. Pur și simplu întreb, să adaptăm toate aceste chestiuni care țin de organizare pentru anul 2022, pentru epoca asta? Este suficient să păstrăm ce avem sau e nevoie de ceva îmbunătățit? Este bine să păstrăm și o parte din ce avem și după cum este nevoie și de îmbunătățire. Dar vedeți, îmbunătățirea asta eu aș spune că deja a început și
pandemia, în mod paradoxal, ne-a oferit o șansă extraordinară de a progresa foarte rapid, cumva forțat, poate nu întotdeauna foarte bine, dar de a progresa, implementând această digitalizare la care, până la urmă, trebuie să recunoaștem, am fost împinși de la spate de realitățile pandemiei. Da. Deci, schimbările au început. Problema este că este nevoie de atât de multe schimbări, încât oamenii nu mai au răbdare și nici nu știe întotdeauna de unde să începi. Dacă să încep de la infrastructură, dacă să încep de la formarea oamenilor, dacă să fii radical în adevăratul sens al cuvântului, cum ați spus dumneavoastră, sau cum este vorba românească, să rupi pisica în două de la început, sau să faci această tranziție treptată către un alt sistem educațional. Iată, aici pot să intervină specialiștii aceia ai domnului Câmpeanu, cei care acum fundamentează hotărârea pe care este foarte evident că dânsul a luat-o de a se referi la trimestre. În mod normal, dacă tot vorbeam de logică, firesc este ca specialiștii să facă niște studii, să stabilească cauză-efect, beneficii pe care le-am putea avea în momentul în care trecem la un învățământ organizat în trimestre, și abia după aceea, ministrul să iasă și să spună, pe baza acestor rapoarte, de ce ar fi mai bine. Domnia sa a ieșit și a spus că nu înțelege de ce a fost nevoie de semestre și că este mult mai bine. Iată, până în 98 ce bine mergea învățământul nostru, după care urmează ca specialiștii să facă această notă de fundamentare sau să ofere această explicație. Păi unde este logica? Spuneți-mi dumneavoastră, poate cineva să explice cum adică să vină specialiștii să fundamenteze ceva ce tu deja ai lansat în eter și ai enunțat. Da, e complicat și este extrem de complex acest moment la care ne referim. Mai, desigur că nu poți să găsești un răspuns pe loc. Pe de altă parte... Nu. Oricum, și mai complicată este povestea cu decăderea și declinul învățământului românesc începând cu 1998, pe care ministrul nostru o leagă direct de trecerea la semestre, ignorând complet realitățile sociale, ignorând complet realitățile economice, ca și cum ele nu ar exista. Nu este niciun fel de legătură directă între structura anului școlar și rezultatele de la testările naționale începând cu anul 1998, dar sunt legături directe legate de dinamica socială și mai ales de cea politică și economică. Desigur. Fără discuție. Ghiozdanul e prea greu în momentul de față pentru cei mici. Am văzut mai devreme un comentariu cu privire la faptul că un copil care 10 kg în spate. Mai poate nu le care în fiecare zi, nici n-ar trebui să le care, pentru că toate acele materiale suplimentare de pe care lucrează ar putea foarte bine să se găsească online sau ar putea să se găsească la dulăpioarele din școală, dar iată, din nou revenim la problema infrastructurii, fie că vorbim de cea digitală, fie că vorbim de cea reală a școlilor. Bun. Sigur, poate să fie destul de greu un ghiozdan al unui copil din clasele primare, fără discuție. Dar și problema aceasta se poate realiza foarte ușor în sectorul 21. Bun, pe final, cum e la Xenopol în momentul de față? Vorbim din punct de vedere al pandemiei, lucrurile sunt în ordine, lumea e disciplinată, copiii, toată lumea realizează, totuși pericolul, nu am scăpat, chiar dacă acest Omicron e ceva mai blând, ce se mai întâmplă pe acolo? Nu am scăpat, dar situația a fost tot timpul controlată cât s-a putut de bine, în sensul respectării regulilor care au fost impuse la nivelul Ministerului Educației și a celui al Sănătății, supravegherii copiilor în așa fel încât să nu stea fără mască, să se dezinfecteze, să întotdeauna supravegheați să se dezinfecteze la intrarea în școală, au la dispoziție măști, acum testele astea ne oferă totuși posibilitatea de a verifica, poate doar parțial, dar tot este bine în ce măsură sunt infectați și
Îndrăznesc să spun că situația este mai bună ca în alte părți unde a fost nevoie de o intrare în online a întregii instituții școlare datorită numărului de infectat. Nu am avut situația asta și bineînțeles că toți ne dorim din tot sufletul ca ea să nu ni se întâmple. Să încheiem în această notă optimistă cu știri și cu vești bune venite de acolo, de la Axenopol. Să sperăm că până la urmă cei de la minister, specialiștii, că acum vorbim despre specialiști în absolut orice domeniu, vor da un semn de viață și vor face lumină, practic, în această situație. Iar sistemul, vrei, nu vrei, va trebui să meargă mai departe, pentru că sunt profesorii, eu pe ei mă bazez, care vor căra povara asta alături de elevi și vor găsi formula ca învățământul românesc să revină poate ce a fost înainte de 98, dacă ne referim la acea dată, sau poate chiar mai târziu în timp, să devină acolo un punct de reper pentru întreaga societate. Lucrul ăsta ne-l dorim cu toții. Da, ar fi minunat să se întâmple asta. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mult drag. O zi excepțională, spor la treabă și să auzim numai de bine. Să fiți sănătoși cu toții și să ne întâlnim aici în matinal data viitoare. Vorbim despre realizări și despre concluzii în folosul învățământului.